Localitatea Voia din județul Dâmbovița este locul unde copiii se plimbă în voie cu mașinile părinților, cu sau fără știrea acestora, și mai ales fără permis de conducere. De la începutul anului, în această localitate au fost înregistrate 3 accidente rutiere cu minori. Copiii la volan au devenit deja un fenomen în România. Săptămânal apar filmări în spațiul public sau anunțuri care transmit faptul că poliția a prins șoferi minori pe drumurile publice. În satul Voia din Dâmbovița, copiii sunt la conducere la propriu. M-a lovit aici, în partea stângă, efectiv am zis că mor, a fugit. Nu a oprit nici să se dea jos să mă vadă, mărturisește victima unui accident produs aici. În urmă cu 2 zile, un băiat de 14 ani s-a urcat la volanul unei mașini și a pornit pe străzi. N-a ajuns departe. A intrat cu mașina într-o adolescentă cu un copil în brațe. Tânăra de 16 ani se îndrepta către magazinul din sat în momentul în care șoferul minor a lovit-o cu mașina. Acesta a frânat, însă nu am mai putut evita impactul. Am rămas șocată. M-a aruncat și am simțit lovitura aia de nu mai puteam. Și eram și cu aia mică în brațe de 1 an și 10 luni. La o fracțiune de secundă mi-a luat tot din brațe, povestește victima accidentului. A reieșit faptul că persoana care ar fi condus autoturismul ar fi un minor de 14 ani. Acesta ar fi sustras autoturismul din curtea bunicii și l-ar fi condus pe un drum județean, 702A, deși nu te ține permis de conducere. Copiii din sat ar urca la volan chiar și de la vârsta de 5 ani. Este al 3-lea accident din Voia în ultima lună în care șoferul de la volanul mașinii este minor. În sat, copiii sunt încurajați de la vârste fragede să conducă autoturisme, chiar și camioane. Aici este orașul copiilor. Păi dacă iau cheile și iau mașina, aici copiii merg de la 5 ani cu mașina, spune un localnic. Și viețile altor copii sunt în pericol. Mulți se joacă în mijlocul străzii, fără teamă de mașini. Cei care locuiesc în sat spun că așa a fost din totdeauna. Și deși echipaje de poliție patrulează zilnic, situația rămâne neschimbată. Soluția, spun sătenii, ar fi camerele de supraveghere, ori un post local de poliție. O cameră de luat vedere ar fi cea mai bună, ori aici, ori acolo. Un post de ordine organizat ar trebui, crede un alt localnic. Primarul se declară depășit de fenomen. Singura variantă pentru a opri acest obicei periculos ar rămâne educația. Cam fiecare casă are 2-3 mașini și sunt plecați în general pe afară părinților. Și bineînțeles că dacă au mașinile în curte, se urcă la volan fără cheile. Eu am făcut și către Inspectoratul Școlar General o cerere pentru a angaja un mediator, spune Costin Brebu, primar cu mâna crângurile. Din păcate, minorii la volan nu mai reprezintă incidente izolate, ci au devenit un fenomen la scară națională. Anual, mii de copii sunt implicați în accidente rutiere, relatează observatornews.ro.